Programul din această formiată cu o imnul lume frumoasă. Și voia ta să se facă toate și în voia noastră. Fii lăudat pentru toate, în veci de veci. Amin. Thank you.
Hristos pentru tine? Cine este Hristos pentru fiecare dintre noi? Pentru mine, Hristos este Mântuitorul care a adus salvare în viața mea. A acceptat poverile mele și mi-a dăruit pacea sa în schimbul neliniștilor mele. El este prietenul credincios care nu mă părăsește niciodată, indiferent de greutățile cu care mă confrunt. Vă invit să aflăm mai multe despre cine este Hristos și ce face El pentru noi zi de zi, ascultând următoarele piese.
Thank you.
sunt curios ce ne întrebăm mai des. Ce a făcut Hristos pentru mine sau ce, de ce nu a făcut Hristos mai mult pentru mine? De multe ori ne aflăm în poziția de a-L ataca pe Dumnezeu. Pentru că pentru lucrurile negative din viața noastră, pentru oportunitățile care s-au lăsat așteptate și poate care nu au mai venit, pentru necazurile care apar, indiferent de comportamentul nostru. Și ne întrebăm de ce. De ce trec prin unele experiențe, deși eu fac atâtea sacrificii pentru tine? Cred că depinde de maturizarea credinței noastre, de a nu privi relația cu Dumnezeu ca un troc. Noi oferim credința și faptele noastre și să primim în schimb o viață fără griji, în care El ne răsplătește fiecare dorință noastră. Asta nu ar fi o relație de credință, ci doar un sistem de recompensă. Ce a făcut Dumnezeu pentru mine? A trimis pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Eu sunt sigur că El ne dă puterea să trecem atât prin momente frumoase, cât în special prin momente dificile pe acest pământ. Însă, în special, ne dă șansa nemeritată de a avea o viață veșnică. Și asta prin sacrificiul lui Hristos. O viață veșnică unde jale nu va mai fi, nici strigăt, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. În continuare vom cânta piesele privind la Fiul Tău, Eliberat și Mare Iubirea Ta. Thank you.
Întrebarea la care am încercat să găsesc eu un răspuns în această după-amiază este ce îmi spune Iisus? Sau ce îți spune ție Iisus? Cu siguranță, cred că fiecare dintre noi are un răspuns propriu la această întrebare, când Iisus ne vorbește în mod diferit la fiecare. Însă eu am credința și certitudinea că Dumnezeu este aici, în această după-amiază și ne spune fiecăruia. Eu te-am ales. Eu te iubesc cu o iubire veșnică. Și de aceea îți arăt bunătatea mea în fiecare zi. Eu te caut. Tu trebuie doar să auzi bătaia și să nu deschizi ușa. Eu te chem și te îndrepătesc. Te socotesc neprihănit. Eu, nu voi. Am încercat un timp îndelungat să ne facem singuri drepți, dar nu am fost niciodată satisfăcut. Chiar dacă noi ne vedem deteriorați, neputincioși, El ne vede așa cum suntem în Hristos. Dacă avem încredere în El, îl vom lăsa pe El să termine lucrul. Acum El ne zice, lasă-mă pe mine să lucrez. Și tu privește și vezi ce am de gând să fac. Fiindcă atât de mult te-am iubit, că mi-am dat viața pe cruce. Pentru ca oricare dintre voi crede în mine, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce înțelegem de aici? Trebuie doar să credem. Asta este singura noastră preocupare. Doar să credem. Frumos ce ne spune Dumnezeu în această seară, nu-i așa? Următoarele piese pe care le vom cânta spre lauda lui Dumnezeu se numesc Buria ta de acum, să-ți amintești, tot să fie una și atunci când mi-a vorbit. Versurile ultimei piese mă emoționează de fiecare dată când o cânt și sună cam așa. Când singur și pierdut trăiam, când sufletul murea, am auzit un glas din ceruri, cum iertarea a rostit, cum iubirea a rostit. Și Duhul meu a fost schimbat atunci când mi-a vorbit. În această după-amiază îl rugăm pe Domnul ca viața noastră să fie viața Lui. Gândurile noastre să fie gândurile Lui. Voința noastră să fie voința Lui. Și tot ce suntem, să închinăm dragostei Lui nepiritoare. Pentru că de aici încolo, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin. Ce vine, voi vine.
Vreau să fie a mea chiar și în ceasul meu.
Cine este Hristos pentru mine, pentru noi. Apoi am mers mai departe în călătoria noastră și am descoperit ce a făcut Hristos pentru mine, pentru noi. Și mergând mai departe am încercat să răspundem la întrebarea ce mi spune mie Iisus? E o ultimă întrebare la care vreau să răspundem împreună și se referă la o promisiune. Care-i promisiunea pe care o primesc din partea lui Iisus? Și bineînțeles că pe paginile Scripturii se regăsesc multe promisiuni, multe momente în care Hristos promite lucruri credincioșilor săi. Însă vreau să mă leg de una singură, care îmi place îndeosebi. Acum câteva săptămâni am participat la un eveniment trist de înmormântare.
Și în jurul meu, un leitmotiv puternic a fost acela al lacrimilor. Chiar și ochii mei, care nu văzuseră niciodată persoana respectivă, au vărsat câteva lacrimi. În jurul meu erau lacrimi, în ochii mei erau lacrimi. Am vizionat un astfel de eveniment online, o tragedie în care o fată tânără, o adolescentă, a trebuit să-și îngroape atât mama, cât și bunica, cât și fratele mai mic în aceeași zi. Și în fața unei astfel de tragedii, omul nu poate să răspundă decât prin lacrimi. Și ei plângeau și eu plângeam. Am fost în vizită acum câteva zile la o persoană foarte apropiată din familia mea la spital. Și nu mare mi-a fost mirarea în momentul în care am găsit persoana respectivă plângând. Și am plâns împreună cu ea. Și lacrimile au fost vărsate. Lacrimile au devenit un leitmotiv al omenirii. Reacția omului în fața suferinței, în fața durerii, în fața necazului. E ceva cu care ne-am obișnuit atât de mult încât pare natural, pare parte a noastră. Chiar și Hristos, atunci când a pășit pe același pământ pe care pășim și noi, a vărsat lacrimi. A vărsat lacrimi în fața durerii. Ce îmi promite Hristos? E simplu și e frumos în același timp. Îmi promite o lume în care moartea nu va mai fi, nu va mai fi durere, suferință și nici lacrimi. Cum pot să știu că Hristos se va ține de cuvânt? Cum pot să știu că Dumnezeu se va ține de cuvânt în promisiunea sa? Păi nu pot decât să mă gândesc la promisiunile pe care de-a lungul timpului Tatăl meu mi le-a făcut. Și concluzia pe care am tras-o a fost faptul că întotdeauna părinții se țin de promisiune. Țin minte că eram doar în puști când tatăl meu îmi promitea că în fiecare seară de sâmbătă seara, după ce mă lăsa acasă sau mergea în zone diferite ale județului în care locuiam, îmi promitea că atunci când ne vom revedea, vom juca fotbal în sufragerie. Nu era mare lucru, dar l-așteptam cu mare drag. Și niciodată nu m-am îndoit că nu va face lucrul acela, oricât de obosit ar fi fost. Timpul a trecut. După fiecare examen de vioară, îmi promitea că dacă rezultatul va fi unul bun, vom merge împreună și vom mânca la un fast food recent deschis în oraș. Și făceam lucrul acela și nu exista nicio urmă de îndoială că tata se va ține de cuvânt. Mai târziu, primul telefon pe care mi-l promisese cu luni de zile înainte a venit și nu m-am îndoit în lucrul acesta. A venit vremea să plec de acasă, să plec din țară. Și cumva așteptarea reîntâlnirii a fost atât de mare că tata mi-a promis că va veni el personal să mă ia și să ne mutăm din nou, să mă mute din nou în România. Cu tot cu bagaje, cu tot cu ceea ce aveam după mine. Și timpul trecea și ziua se apropia și număram secundele, orele până când tata va veni să mă ia. Și atunci când ziua respectivă a venit, bucuros, mi-am luat hainele cele bune, pregătit de plecare, dar tata nu mai venea. Tata nu mai ajungea. Dar nici o clipă nu m-am îndoit de faptul că va veni. Chiar dacă a întârziat, chiar dacă n-a venit atunci când eu mă așteptam. Dar a venit. M-a luat acasă. M-a dus acasă. Cred că știți cu toții care este sensul practic al ilustrației pe care tocmai v-am prezentat-o. Cred că știți ce înseamnă depărtarea, știți ce înseamnă promisiunea și știți cine este Tatăl. Dar cert e că ceea ce vrem noi să transmitem e o speranță către o lume mai bună, în care lacrimi nu vor mai fi. Nu vor mai fi nici dureri, nici suferință, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Sper din suflet ca mesajul nostru, în legătură cu identitatea lui Hristos, cu jertfa lui Hristos, cu vorbele și promisiunile pe care Hristos mi le face, să fie ajuns la inimile dumneavoastră. Și sper ca Hristos să se afle, să locuiască în inimile fiecăruia dintre noi, să se simtă acasă acolo. Și odată cu acest acasă, să primim și noi acasă pe care îl așteptăm, adică cel ceresc.
Amin. Amin. Thank you.
suntem în programul în această seară cu imnul Preamsul în Corona. În fiecare zi ești alături de noi și ne conduci pe fiecare în parte. Venim să ne plecăm înaintea ta și să-ți mulțumim, să-ți fim recunoscători pentru toate aceste lucruri. Te rog să fii tu cu fiecare persoană în parte, să o conduci, să o binecuvintezi, să ne ajuți ca împreună să putem aglomera cerul. Ajută-ne să fim o lumină pentru cei apropiați nouă, pentru cei din jurul nostru. Ajută-ne ca să-ți arătăm recunoștința noastră prin ceea ce suntem și în felul acesta cât mai mult să fim cu tine acolo sus. Îți mulțumim încă o dată și te rugăm pentru tot. Amin. Aș dori să mulțumim grupului Enjoy care astăzi a avut bucuria să fie împreună cu noi de dimineață și pentru ocazia specială și foarte frumoasă din această după-amiază. Aș vrea să continui povestirea lui Andrei și să vă spun o parte pe care el nu o știe. Când tatăl lui se ducea să-l aducă, ne-am intersectat într-un peco. Întâmplător. Am oprit să alimentăm mașina și când am oprit, în fața mea am văzut o mașină al cărei număr îmi era cunoscut. Era portiera deschisă, m-am dat jos și m-am uitat și era mama lui Andrei în partea dreaptă. M-am dus la ea și întreb, ce faceți? Păi uite, Dorin este aici să plătească. Numai că între timp a ieșit Dorin de acolo și întreb ce faci. Mă duc să-l aduc pe Andrei acasă. Și vreau să spun că era așa de bucuros
că vine să te aducă acasă. N-ai știut niciodată lucrul ăsta. N-ai avut cum să știi, că nu știu dacă ți l-a spus, dar vreau să spun că atunci când ai povestit întâmplarea mea, am să aminte momentul în care ne-am întâlnit. Da, e bucurie pentru noi, dar e bucurie și pentru și de partea cealaltă. Aș vrea să vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și ați oferit din plin prezența dumneavoastră în locul acesta. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în toată activitatea voastră și sper că atunci când Andrei va fi angajat ca pastor să nu se desframe grupul, ci aș vrea să mai continuați. Dar aș vrea să pun o întrebare. Vreți să mai invităm o dată? Cuvintele sunt de Hristos. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, o săptămână minunată fiecare dintre dumneavoastră.